acolo e tabăra noastră. Și aici e un drum care merge spre Păstrăvărie. Copiii sunt acolo pe sus, pe deal. Amelia cu așa. Și noi mergem vedem Păstrăvăria. Uite și văd ce spațiu aici, mirific. Mirific spațiu. Ce un râu ușor. Fac. Deci că e Buzău. Deci cât de fain e locul ăsta să ai căsuța aici. Zici și tu. Ia uite uriu. Mamă, sunt rațional de frumos aici. Dar sunt curios de unde au izvor aici sau ceva. Păi da, trebuie să ai și să ai izvor destul de puternic. Cred că au găsit un izvor aici ceva. Și păticele frumoase. Asta e pe o gură de rai. Uite ce fain sunt acolo. Uite ce fain se vede, ce-o fac eu. Ce aproape. Da, se face pe baie, iarăși, e ca zi, încingem. Ce ceasă? Nu știu, dar arde să ai ceva. Serios? Ah. Cât de frumos e aici.
Băi, 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 ce mi-ai dat aici? Ceva de genul, am zis, atât am zis, mamă, ce tare e ăsta și dă-o somn direct. Anestezii, da? Bă, dar știi cum? Dar l-a luat somn așa, nu-mi pasă. Ce-ai și băgat din ăla? Nu știu ce n-are. Bine, acum nu știu dacă se mai folosește ketamina. E grav, și-am ce-i zboară, mă? Nu știu. Păi cine vrea, dar ce n-a secund? Stai să văd câți bani am. Întreabă dacă îți dau un păstrăv cu de aici pe lufă. Nu ții pentru tine, mă, care e problema? Eu nu vreau. Mamă, ce zvor, ce vână au găsit aici. Ce fain. A, uite că știu germană. Poți să vorbesc chiar în germană. Nu, în germană vorbeam la germană. A, ei vorbesc în engleză. El le vorbește în germană. Sunt multe păstrăvări, nu știu. Die ganz viele Leute fragen danach, ne? Im Moment, also unser größtes Problem ist im Moment, dass wir keinen Strom haben hier draußen. Ne? Wir müssen jetzt 160.000 Euro ausgeben für die Stromleitung von hier her. Ah, okay. So, das ist ein riesen Kostenfaktor. Okay, mal fahrt ihr bei Swimming. Da, ce jet au găsit aici să vină așa puternic pe toată. Îi spune că e mare, puternic e jetul. Masa,
Ja. Wir haben viel Gefälle. Das sind von der Quelle bis hier runter, sind das ungefähr 20 Meter Höhenunterschied. Cum? Ja, 20 de metri diferență. Între... Au captat ei un izvor? Ui de cele, Nu, 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 Berghang drin. Das sind ganz viele kleine Quellen. Ne? Ja. Und läuft dann als Bach ungefähr 1,5 Kilometer, 2 Kilometer. Ja. Und halt, Wie kommt unter unser Kilometer? Nee, 5 Kilometer. Dann bei uns am Einlauf kommt es dann in eine Rohrleitung. Ce fain e făcut. Domnul e proprietar sau angajat aici? Despre e fișe ca un cal. Din șef eu, da. Da. Este proprietar? Wir haben das erst übernommen. Ich habe ja jetzt schon richtig genug Fische. Ich könnte im Moment 5 Tonnen Fische in der Woche verkaufen. Hi, care client. Hi, care client. Aia poate vă vor să-l cumpere. Și dumneavoastră stați tot timpul aici? Deci din limă de ieri? Da. Și iarna? Singur? E singur? Este singur aici? Ja, ich habe noch angestellt. Und wie viele hier? Wie viele angestellt? Vier. Ah, okay. Auch und wie viele? Wir hatten vor zwei Wochen einen hier oben, der die Ameisen ausgegraben hat. Oh mein Gott. Ameisen? Und Wölfe sind auch ein Problem. Ce alte animale am ales că pioare? Ce mai văzut pe aici? Din streț? Ce mai văzut pe aici? Nein, nein. Einer von unseren Hunden ist rausgelaufen. Okay. Die Wölfe haben den Hund tot gemacht. Wolf? Ja. Cred că e de aici, din bazin direct. Haideți să vedeți!
Mamă! Ah, ar putea. Dar nu e cererea asta. A zis că sunt având că nu știu cât treabă. Lumea, doamnă, cu comandat și vreau să vreau să vreau. Sau nu mai au. Hai să ne filmăm un pic până la marginea. Uite cât de negru de pește. Păi, eu l-am întrebat de unde știe luna, că a zis că a avut luna. Deci că aici, locația e cunoscută de 20 de ani. Și e ca pe stat proprietarul. Mamă, câți pești sunt. Foarte mult, vezi? Da, păi crește și bagă acolo, probabil. Dar cum îi prinde, mă? Cum îi prinde? Clasă, nu? Nici așa. Nu, da, pește, de exemplu. Ia uite cum s-au adunat aici. Cum îi prinde? Fii atent cât sunt aici, că știu că le dă de mâncare, mă. Chiar, cum le dă drumul? Cred că ia și bagă direct în niciodată. Dar totuși nu sunt așa de mari. Ăștia sunt puiet. Sunt puiet, dar trebuie să-i crească și după aia... Da. Dar uite, vezi ce știu că trebuie să vină la mâncare? Probabil așa și drumul ăsta. Da, da. Pe mare, pe da, da, da. Patru angajați. Le aruncă chestii. Uite ce viteză au. Băi, mâncați voi, dar liniștiți, eu nu mănânc. Am mănânc ca de obicei? Da. Deloc? Deloc. De când? Măi, am început acum 25 de ani. Am mai avut o perioadă de vreo 5 ani în care am mâncat. Și a fost vreo? În perioada asta. A fost poftă. Mai zis, bă, nu mi-a făcut toate poftele, că eu, cum am luat, am mâncat carne, nu erau șaorme, nu erau chestii de genul ăsta, știi? Și mi-a fost poftă, zic, bă, vreau și să mănânc șaormă, să văd cum e, vreau să mănânc. Și nu sunt habonic 100%, că dacă mă duc în străinătate, de exemplu, și mi-a luat, când am fost în Grecia acum 2 ani, mi-a luat să văd cum e caracatița sau cum e... Adică n-am mâncat să văd, știi? Dacă mă duc într-un loc și vreau să mănânc ceva, să n-am mai mâncat niciodată, mănânc de curiozitate. Mi-e place carnea, îmi place foarte mult. Da. Motive etice, da. 1. 2. Nu mai vreau să sprijin corporații de niciun fel. Astea care sunt cu industria agroalimentară, care distrug mediul și... Da, asta e singura excepție, pentru că... Dar chiar și așa, știu că animalul ăla trebuie să fie sacrificat ca să... Da, da, e țăranul român care îl respectă, într-adevăr, și îl crește pe pășune, și îl iubește, și îl îngrijește. Asta, de-aia, din când în când mai mănânc ou, da? La oameni care vând ouă de astea de țară, știu că sunt grăinile crescute în bătătură, dar așa, dacă mănânc o dată pe lună, maxim. Dar dacă ar fi, eu zic așa, băi, eu mi-aș putea tăia animalul. Da, 3? 10 pești? 3 pești la kilogram? Aici sunt prieții.